Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou episod de Dead by Daylight. Yay, Dead by Daylight, astăzi vom juca Killer. Și v-am zis de mult că o să facem chestia asta, dar o facem abia acum. Vom juca cu Hag, deci din nou recapitulăm, eu nu am pe Hag, doar că am ocazia să mă joc de 3 ori cu ea. Nu prea mă descurc cu Hag, adică n-am jucat, n-am nici parcuri, nu e ca doctorul. Știți că am făcut noi un episod cu doctorul, datorită tot așa unui offering. Eu nu prea mă descurc pentru că sunt obișnuit cu parcuri, adică doctorul a fost OP, adică cu doctorul am mers super super bine pentru că am avut parcuri, adică pardon, pentru că e el OP, doamne, una gândesc, alta vorbesc, deci doctorul e OP pentru că am avut parcuri și a fost super easy și am făcut 4 kill-uri, dar, stai, Red Forest, Larry Memorial, ouleu, a fost... cât de cât ok. Doar că Hag mi se pare imposibil să joci fără parcuri și toate chestiile alea mi se pare o durere insidious. Mai degrabă poate o să folosesc. Știu că am deja level 50. Noi să-i dăm prestigiul lui domnul ăsta Brave pentru că l-au făcut OP și nu vreau să parc. Nu vreau să pierd bunătate de parcuri, așa că o să ne vedem noi când începe meciul. Deci noi nu jucăm cu Rafe, ok? Deci nu jucăm cu Rafe. Și am revenit cu harta asta. Pe bune, joc și eu un meci, deci meciul ăsta e pierdut. Cum ar trebui să joc eu cu Hag pe harta asta fără offering și add-on-uri? Mai am încă două offering-uri cu Hag. Aș da, sincer, aș da live match. Aș da live match. L-am auzit, stați voi pe aia. Salut, Dwight! Nu vine să cred că m-ai fentat la un copac, ok. Dwight? Să-mi spui că ăsta e decisive, că mor. Ok. Easy. Te rog, nu ai decisive, e o hartă mare, nu prelungi durerea. Poate să jucăm două meciuri cu Hag. Poate. Ce ai rezolvat cu decisive-ul? Ha? Ce ai rezolvat? Uite-te și tu cum repară! Și au 60 de ore toți! Au 60 de ore toți, uite cum repară! 60 de ore fiecare! Și uite cum repară! Ba, joc de mine. Pun toate capcanele, frate, la ăsta. Vreau să fac și eu un kill. O să mai jucăm un meci. Așa. Aoleu, doamne. Uite câte sunt. What? Du-te. Salvează-l. Really? Nu știu cât am... Yeah, boy.
Bă. Jake. Jake, salut! Eu zic să pleci. Ce zici, o idee bună? Ei, am murit. Poate se numește un fel de camping, doar că nu mă interesează. Sunt hag. Cât de departe ai fi putut să pleci? Aleluia. Eu mă uitam după ceva roz, dar în fine. N-am ce să vă fac. Asta e soarta vieții. Sunt hack pe dita mai harta. Un match scurt, dar măcar să fac și două kill-uri. Cu două kill-uri nu faci pip. Trebuie să-i omori, trebuie să omori doi. Și pe celelalți doi să-i pui măcar o dată pe Kirill ca să faci pip, am calculat. Deci, da, e imposibil să faci pip. What? Bineînțeles că să se ducă la poarta aia, dar da. Okay. Până la poarta aia vă dați și voi seama că nu o să mă duc și sunt fix acolo amândoi. Sute la miliard. Sute la miliard deschisă și o să plece. Nu-i deschisă poarta? Oh my god. Păi în cazul ăsta o să mai facem un kill. What the fuck? Te-am văzut, Claudia. Nu ai ce să mai faci. Nu poți scăpa de mine. Bă, dar ce bine era camuflat acolo. Ați văzut? Take the bitch. Ok. Yeah, boy. De-abia aștept să-l văd pe aventurierul care... Ăla deja a fugit. Ok. Poate am campat. Dar poate nu. Acum am făcut pip. Păi să mai zic cât am filmat. Hai că mai jucăm unul. Mai jucăm unul cu hag. Și am revenit de data asta, băi, pe o hartă destul de plină cu palete, dar măcar nu e mare de să mă ia naiba. Deci în concluzie putem să punem un plus. Deci am făcut un match, am mers destul de bine. Poate o să mai facem unul care să meargă destul de bine. Habar nu am. Da, deci asta e o hartă în care trebuie să pui în locuri de genul capcane. Pentru că sunt o infinitate de palete și vă zic eu că trebuie, ok? Și la generatoare, bineînțeles, dar...
Hola, prietene. Ce înalt ești, mă. Am uitat cum îl chemam. Okay. Easy. Episodul ăsta, adică meciul ăsta, pardon, n-o să mai campez, pun o capcană și aia e până la urmă. Cu toate că mie personal Hag mi se pare un killer de camping. Nu știu cum. Pur și simplu mie Hag mi se pare un killer de camping, pur și simplu. Adică Băi, Claudia, băi. Tu n-ai pic de respect aici. Așa, du-te la paletele alea, du-te. Ah, ăla a murit de... What the fuck? What the fuck? Aoleu, ce e asta, frate? Claudia Gang. Pleacă de aici. Băi, fetiță. Ce naiba? Ce-i meciul ăsta cu mătre? Stai jos! Gata, easy! Știu că are decisive strike, știu că unul dintre ei are decisive strike. De aceea pe ăla o să-l pun ultimul. Pe Kirlik, bineînțeles. S-o poate, din partea mea poate să moară toți pe jos. Aia e. Mătre. Da, dar... Stai, l-am auzit pe unul, dar stai să pun aici la... Să-i pun la ăsta... Set trap, în caz că evadează ăla. A, sunt două aici, te rog, nu pelicanul. Nu știu pe care am luat. Stai, trei. Perfect. Gata, aici s-a dus și decisive strike-ul. Ăsta cred că e cel mai rapid match de killer ever pe care l-am avut eu. Deci personal e cel mai rapid match. Personal. Nu știu dacă ajung cu ea până în basement, că n-am parcuri. Nu mai ajung, fac. Câtă bătaie de cap. Bine, mă, iconița mătii. Așa, gata, easy. Mor tu că mi-ai făcut asta. Pick up. Așa. Bine. Suntem pe bine. Sunt români. Trei dintre ei sunt români sau ceva de genul. Ăsta parcă nu. Era unul care avea ceva Prestige 2, parcă ăsta era. Și n-a vrut să... Bă, da, cât noroc ai, bă! S-a eliberat singură de pe Kirlik! Decisive strike, n-am ajuns cu ea până la Kirlik, după aia, bă, uleu! Ăsta mi-a prelungit meciul o grămadă. Și acum nu știu unde mai e ăla. Știi că mi-am dat seama că e o problemă? A, uite aici, a rămas tot aici. Ăsta putea să se dărască și să găsească hatch-ul prin întâmplare când se deschide. Și da, nu ne doream asta. Hai, te rog, măcar până la Kirlik-ul ăsta. Perfect. Da, deci ăla... Portoca...
Porto Carican. What the fuck? Porto Carican, da. Vreau să citesc portocală. So yes. Deci unul fa gang. Hai încă una. Yes. Easy, easy. Cel mai rapid match. GG presupun. Fără parcuri, fără nimic. Ah, fuck. Ce frumos vorbești. Vorbești. Doamne, ne-a jurat ăla. Câte ore are în Dead by Daylight? Sunt curios. Alex are 8 ore. Ce urât vorbește. Are 8 ore. Uite-te și tu ce urât vorbește, bă. Copil de 12 ani. Ofticat. În fine, fraților, cam atât a fost cu acest episod. Un meci, două meciuri decente. Eu am fost Sebi. Ne vedem data viitoare. Nu uitați acel buton de like dacă ați ajuns până aici. Pa, pa.